Aproape 100 de nemțeni ce au participat până acum la programul de screening OncoPrev, derulat de Institutul Regional de Oncologie din Iași în toate județele Moldovei, cu o finanțare europeană de 13 milioane de euro. Programul în Neamț a început în luna februarie, dar numărul mic de femei incluse în acțiune a determinat specialiștii să organizeze o campanie de informare a femeilor cu vârste cuprinse între 24 și 69 de ani despre pericolul cancerului de col uterin. Este un proiect cu fonduri nerambursabile. Ne deplasăm în toate zonele la care se ajunge mai greu sau femeile ajung mai greu la medic. Se decontează informarea, recoltarea de material cervical, testarea de laborator, iar apoi, dacă este testul pozitiv, se decontează și celelalte servicii medicale, chiar dacă persoana din grupul țintă este neasigurată. Avem lângă noi o asociație care se ocupă de partea de mobilizare și depindem foarte mult de dumnealor în așa fel încât să reușim să ne atingem targetul. 170.000 de femei în 2 ani și jumătate este foarte mult. Anual, 3.800 de românce sunt diagnosticate cu această formă de cancer, iar, din păcate, 1.800 pierd lupta cu boala. Din fericire, cancerul de col uterin este foarte ușor abordabil și leziunile precanceroase sunt ușor de diagnosticat și sunt perfect curabile, spre deosebire de cazurile de cancer de col uterin pe care le diagnosticăm la institut, care sunt cancere în stadii avansate și pentru care posibilitățile terapeutice și supraviețuirea, din păcate, nu sunt cele mai bune pentru femei în cauză. Vă mulțumim din nou că ne-ați primit. Dorim să ajungem la pacientele care nu au o posibilitate să meargă la un consult ginecologic cu frecvența și cu regularitatea cu care el ar fi impus. Și atunci, cu ajutorul medicilor de familie, cu ajutorul primăriilor și cu ajutorul tuturor celor care vor să participe la acest proiect, noi lăsăm la dispoziție și răspundem cât de putem la toate solicitările dumneavoastră. Obiectivul OncoPrev este de a promova incluziunea socială, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare prin creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistența medicală și serviciile sociale de interes general, prin organizarea de programe de sănătate și servicii orientate către prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul precoce al cancerului de col uterin pentru 170.000 de femei, din care minim 91.000 aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea de nord-est până în 2023. O femeie de 21 de ani și fiica sa de 4 ani sunt căutate de familie și polițiști după ce luni, 15 noiembrie, nu a mai revenit acasă. La ora 18, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Bicaz au fost sesizați de un bărbat de 40 de ani din Tașca cu privire la faptul că în cursul aceleași zile, în jurul orei 16, soția sa, Petruța Mihaela Măriuța, în vârstă de 21 de ani, a părăsit domiciliul împreună cu fiica sa, Ana Maria Măriuță, în vârstă de 4 ani și nu au mai revenit până în prezent. Femeia nu a mai plecat până acum de acasă. Petruța Mihaela Măriuța are 1,60-1,69 metri înălțime, 80-89 de kilograme, păr brunet, lung, ondulat și ochi căprui. La momentul dispariției, tânăra era îmbrăcată cu o bluză roșie vișinie, geacă neagră, pantalon tip colanți, negri cu model roz, fiind încălțată cu ghete negre ce prezintă două dungi albe dispuse orizontal pe exterior. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea persoanei căutate este rugată să apeleze serviciul unic 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție. Minora în vârstă de 4 ani, Ana Maria, are 70-79 de centimetri înălțime, greutate 20 până la 29 de kilograme, păr castaniu lung, ondulat și ochi albaștri. La momentul dispariției, minora era îmbrăcată cu o geacă din fâș mov, pantalon tip jeans, pe cap purta o căciulă albă, fiind încălțată cu cizme bleu-marin. Poliția
Polițiștii nemțeni au identificat un tânăr în vârstă de 19 ani din Poiana Teiului care a vrut să intre în interiorul unui centru comercial din Piatra Neamț și a folosit codul unui certificat verde de vaccinare împotriva COVID-19 care nu i-ar fi aparținut. Polițiștii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Piatra Neamț au desfășurat deja o acțiune informativ-preventivă pentru verificarea respectării măsurilor de prevenire și limitare a infectării cu virusul SARS-CoV-2. Astfel de acțiuni vor continua. În ceea ce îl privește pe tânăr, a fost întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de fals în declarații. Deocamdată acesta este singurul caz de acest fel înregistrat în județul Neamț. Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Ștefan cel Mare au fost sesizați de o femeie de 77 de ani din Girov cu privire la faptul că luni 15 noiembrie, fiul său, Constantin Radu Postolache, în vârstă de 46 de ani, a părăsit în mod voluntar domiciliul și nu a mai revenit până în prezent. Bărbatul are 1,75 m înălțime, păr brunet, lung până la nivelul umerilor, ochi albaștri. La momentul dispariției, acesta era îmbrăcat cu o geacă de fâș verde, pantaloni negri, fiind în călțat cu Adidas negri. Polițiștii au efectuat verificări pe raza localității Girov și în locurile cunoscute ca fiind frecventate de acesta, în continuare fiind desfășurate activități specifice în vederea depistării bărbatului. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la găsirea persoanei căutate este rugată să apeleze la serviciul unic 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.